Bună ziua, în primul rând, și mulțumesc că ați răspuns invitației. Da, este o scurtă prezentare, să spunem, pentru un alt proiect care face parte din pachetul de proiecte Centenar. Are un nume foarte sugestiv, probabil că însăși masa sugerează acest lucru. Cuza pentru România. Felicitări, cred că, în primul rând, felicitări merită cei doi actori care vor străbate Europa, de la Amsterdam la Constanța, pe mai multe fluvii, vă să vă spun dumnealor, pe mai multe canale și așa mai departe. Profesorul Chiraz de la Universitatea noastră a mai avut o expediție asemănătoare pe Dunăre, de la Izvoare până la Bărsare, acum câțiva ani, și care, vă dați seama, n-a fost deloc ușor. Despre proiect, doar câteva detalii aș putea să vă spun. Are o lungime de aproximativ 3100 de kilometri, dintre care în jur de 850 de kilometri vor fi parcurși în Amonte, respectiv pe Rin și pe Main. Avem de străbătut două canale, canalul Amsterdam-Rin, canalul Main-Dunăre și canalul Dunăre-Marea Neagră,